Președintele rus Vladimir Putin a declanșat războiul în Ucraina. Populația pleacă masiv din țară, sunt cozi imense în Kiev, iar militarii urmează să ocupe clădirile guvernamentale, președinția și să preia controlul asupra capitalei. Haosul domină la nivelul întregii țări vecine, motiv pentru care autoritățile române vin în sprijinul cetățenilor care se tem că invazia va cuprinde și teritoriul României. Președintele Rusiei a anunțat în această dimineață o operațiune militară specială în Ucraina. Imediat după anunțul său, mai multe explozii au început să se audă în orașele ucrainene Kiev, Kharkov sau Odessa, precum și în estul țării. Operațiunea militară a Rusiei este una complexă cu atacuri de artilerie, aeriene și de pe mare. Pe fondul panicii, oamenii fug din țară și formează cozi la magazine, bancomate și schimburi valutare, pregătindu-se de ce e mai rău. Cum văd mehedințenii posibilă extinderea războiului și pe teritoriul românesc, au încercat să afle reporterii Tele2 Drobeta. Asta urmează să facă Europa Rusia Mare. Toată Europa Rusia Mare. Credeți că ne va afecta și pe noi? Da, categoric. Păi cum? Dacă iese la brațele Dunării aceea, cum să nu ne afecteze? Adică stăm cu glonțul sub coastă, cum s-a spune. Poporul nu vrea război. Poporul vrea pâine, lapte și să fie liniștit să muncească. Credeți că ne va afecta și pe noi? Tot ce e posibil, din toate punctele de vedere. Ăsta e ordinul lui Putin, face ce crede el. Credeți că o să ne afecteze și pe noi? Nu, asta după ce spun politicienii, nu cred. Zice că nu e adevărat. Atâta timp cât sunt americani la noi în țară, ei nu sunt de acord cu lucrul ăsta și s-ar putea să ne afecteze. Probabil ne-a afectat prin faptul că și combustibilul și toate celelalte se scumpesc. Vă dați seama că mai vin și chestii din import. Adică sunt chestii legate una de alta. De ce credeți că a fermat Rusia țara? De asta a fermat-o. N-au decât chinezii să țină cu ei și atât. Germania și ăștia sunt datori cu petrolul, Anglia, Franța la fel și noi suntem din aia umplutură. Vom avea de suferit? Hai de mine, pă, dai război! Preocupate de izbucnirea războiului în apropierea teritoriului românesc, autoritățile române încearcă să facă front comun pentru a apăra siguranța cetățenilor. Suntem în mijlocul unor evenimente nu tocmai fericite și fac apel la conducătorii structurilor militare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale să conlucrăm de aproape în perioada următoare și să facem aici pe plan local tot ceea ce legea ne oferă ca atribuții. Este cel mai dificil moment după al doilea război mondial. Cred că e momentul ca oamenii politici, indiferent de partidele din care fac parte, să se unească, așa cum anul trecut am reușit la nivel național, PSD plus PNL, și cred că și la nivel local ar trebui să facem același lucru. Și prioritar pentru noi să fie siguranța noastră și problemele locuitorilor noștri. Vecinii noștri au intrat într-un război și, evident, deși siguranța noastră este una stabilă, pentru că suntem membri NATO, sunt absolut convinsă și cred că conștientizăm cu toții că vor exista repercusiuni economice. Președintele Klaus Iohannis a transmis în această dimineață un mesaj în care condamnă agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, transmițându-le românilor să nu se teamă pentru siguranța lor, deoarece niciodată în istorie țara nu a fost mai bine protejată în fața oricărei potențiale agresiuni și este pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina.